seara, sunt Natalia Cheftene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Здесь больше килограмма ювелирных украшений. Каждый испытывает свою удачу. Isprava proprietarului unui magazin de bijuterii din Chișinău a ajuns în titlurile știrilor de la noi, dar și în cele de peste hotare. Cel care a organizat evenimentul este Sergiu Banari. El a aruncat în mulțime peste un kilogram de bijuterii din aur și argint. Zeci de oameni s-au îmbulzit ca să prindă cercei, coliere, inele și brățări. În doar câteva minute, sacul a fost golit, timp în care oamenii s-au îmbrâncit ca să culeagă cât mai mult metal prețios pe gratis. Și pe rețelele de socializare au fost multe comentarii. Ca la câini, cei care stau în grămada asta au ceva demnitate în ei. Le place unora care au bani să-i trateze pe alții ca pe niște animale. Ce povestesc oamenii care au adunat podoabele aruncate? Ce spune proprietarul magazinului despre evenimentul pe care l-a organizat? Și cu ce argumente va răspunde el celor care l-acuză de batjocură? Aflați în această ediție. Primele care vor intra astăzi în platoul nostru sunt angajatele magazinului de bijuterii care a organizat acțiunea contradictorie. Andreea Fântână și Alina Zghibarță spun că au rămas șocate de reacția participanților la eveniment. Haideți să le întâmpinăm! Irina, Andreea, bună seara! Vă rog să luați loc aici. Bine ați venit la noi! Mulțumim! Bine v-am găsit! Voi când ați aflat despre această idee, hai să-i spun năstrușnică, a patronului magazinului, care a fost prima reacție? Cum vi s-a părut ideea în general? Mie mi s-a părut ireală. Ireală? Da. De ce? Chiar dacă, de fapt, suntem sigure că tot ceea ce inventează directorul nostru general se îndeplinește 100%. Iar el este inventiv, din câte se pare. Foarte. De data asta, eu am avut foarte mari dubii, pentru că nu am mai văzut așa ceva, în primul rând, la noi. Dar dubii de ce? Pentru că pare ireal. Nimeni nu ar avea atât de mult curaj ca să arunce bijuterii din aur. Asta pare a fi ceva de genul science fiction. Dar în cazul nostru, eu am spus că, wow, vreau să văd ceva ieșit din asta, dar așteptări nu prea am avut, sincer. Deci, până în ultimul moment, nu credeai că se va întâmpla acest eveniment, așa? Mă gândeam, sau vor fi câteva persoane prezente, sau vor fi, nu știu, ceva așa mai simplu, adică bijuterii, bijuterii, dar până la urmă câteva bijuterii. Nu, și nu foarte scumpe. Și nu foarte scumpe. Dar, de fapt, acea desagă se vede și în imagine, a fost plină. Plină, da? Un kilogram. Un kilogram, cu tot cu foițele cele sau ați, ați calculat voi? Un kilogram și doar din aur. Așa. Da, împreună. Dar eu vreau să știu, Irina, cum s-au ales aceste bijuterii? Totuși a fost ceva nu atât de scump. Nu cred că erau diamante pe acolo, nu știu. Toate bijuteriile noastre sunt incrustate cu zirconiu olvețean, în primul rând. Și alegerea a fost făcută la fel de directorul. De patronul magazinului. Da. Deci voi nu ați participat la alegere, voi... Care era rolul vostru în toată această poveste? Ce trebuie să... Noi am susținut, noi am invitat persoanele, am făcut, mă rog, mai cunoscut acest eveniment și atât. Dar cum ați invitat oamenii, apropo? Adică chiar vreau să știu, cine au fost oamenii cei care s-au adunat în fața magazinului? Am printat anunțuri și am mers personal. A, deci ați împărțit fluturași pe stradă chiar, da? Și cu cât timp înainte? Cam câteva zile, 5 zile, o săptămână maxim. Am fost în birouri, universități. Oamenii au fost la fel de necrezători ca și tine la început, când împărțeați fluturașe. Care au fost reacțiile oamenilor? Majoritatea reacțiilor era... Deci oamenii nu credeau. Oamenii spuneau, nu trăim în Moldova. Deci asta era cea mai populară reacție. Că în Moldova să fie ceva de genul acesta este ireal, noi nu credem în asta. Deci foarte mulți nu au crezut. Dar cei care au venit... Tu ai fost la fel de neîncrezătoare, ca și... Ca și Andrei? Mie mi s-a părut ideea aceasta foarte năstrușnică, dar... Deci eu am crezut în acest eveniment.
Dar sigur că mă așteptam la reacțiile oamenilor. La noi este primit să nu credem în ceva bun. Deci noi deseori ne întâlnim cu mai mult negativ decât cu lucruri pozitive și lucruri bune. Mai târziu vom discuta, pentru că părerile sunt foarte împărțite, dacă a fost un lucru bun sau nu atât de bun. Dar mai întâi, haideți să vedem câteva imagini din timpul pregătirilor pentru acest eveniment al vostru. Atenție! Mi-a venit o idee, după părerea noastră, o idee nemai de neuitat, care va rămâne în istorie și nu numai a Republicii Moldova. Toate bijuteriile din aur și argint, în cantitate de 817 bucăți. Tet, asta va fi aruncat în tet, în toți oamenii care vor aduna. Sergiu în sacul celălalt de sagă, ce nici nu-ți venea crede că sunt bijuterii. E așa, niște cartonașe, niște... Da, liantur. Da? Doar pare. Totuși, toate au fost adevărate și aici nu poate să fie niciun dubiu. Andreea, ne-ai spus mai devreme că te-a șocat reacția oamenilor din timpul evenimentelor. Da. La ce te-ai referit? Inițial vreau să punctez mentalitatea, care pur și simplu pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Nu știu, eu m-am gândit că totuși vor fi mai pozitivi, mai buni unul cu altul, dar văzând că... Voi la ce v-ați așteptat? Că vor sta toți cu minței și vor aștepta când se le cadă bijuteria în mână? Cel puțin... Mai ales în felul în care se aruncau ei. De fapt s-au aruncat în aer. Chiar în aer, nu am aruncat în oameni. Am aruncat în aer și presupuneam că, mă rog, cine va sări mai sus, cât mai sus, acela va prinde, cine își va încerca norocul, cine este mai norocos, de fapt, acela va câștiga. Irina, dar tu prevedeai cumva această situație? Oamenii se îmbulzeau, se călcau în picioare, cădeau pe jos. Pentru că totul începe de la noi. Deci începe de la mentalitatea noastră. Nimeni nu i-a impus să facă așa. Asta era alegerea oamenilor, să se împingă, să tragă de ghiozdane, să-și face cât mai multe bijuterii. Dar alegerea ne aparține nouă. Dacă suntem mai buni unii cu alții, dacă... deci noi ne purtăm așa cum ne sunt principiile noastre. Și cineva a ales să prindă mai multe bijuterii, cineva a ales să împingă pe alt om. Deci fiecare și-a făcut alegerea. Cineva a vrut să-și prindă norocul de mai multe ori. Deci așa era alegerea oamenilor, părerea mea. Dar spuneți-mi, vă rog, la ce rezultat v-ați așteptat? La ce feedback v-ați așteptat, altfel spus? Și dacă s-au împlinit aceste... speranțe, să zic așa. Am să spun la personal, doar despre mine. Eu m-am așteptat că odată ce ai să prinzi, da, o bijuterie, ai să te mulțumești cu asta, ai să te întorci și ai să pleci. Sau, nu știu, o să spui mulțumesc, că o să te împarți cu această idee cu rude, prietenii, o să crezi că ai câștigat la loto și atât. Dar văzând că se calcă în picioare, se împrâncesc, rup ghiozdanele, dau la o parte bătrânei care erau prezenți acolo doar ca să-mi mai dai mie unul sau încă două sau încă trei bijuterii, pur și simplu a fost cea mai mare manifestare de egoism pentru mine. Eu la asta nu am așteptat. Eu m-am gândit la un rezultat mai pozitiv, dar n-a fost așa. Voi ați spus că v-a părut ideea bună și gen neordinară, dar totuși ați promovat-o ordinar, distribuind niște hârtiuțe pe stâlpi. Inițial, nu? Aici asta... e primul lucru care nu coincide una cu alta. Când mergeți pe ideea de a fi neordinari, păi fiți de la bun început. Dar voi ați folosit tot instrumente ordinare, totuși, pentru a aduna oameni. Înseamnă că pun la dubiu, în general, cât de neordinar ați vrea. Bun, asta e altă întrebare. Poți să fac o remarcă? Cum măsurați voi efectul? Voi l-ați măsurat? Dacă v-ați propus campanii de gen de asta, de PR, cum ați măsurat voi? Cum a influențat asta direct vânzările sau popularitatea? În ce cifre voi măsurați asta?
De fapt, noi nu ne-am gândit la vânzări, noi doar am vrut să facem fericiți câțiva oameni înainte de sărbători. Asta a fost, de fapt, ideea și scopul nostru. Nu am avut scop să creștem vânzările pentru că nu suntem interesați în sumele de pe bonuri de plată. Pentru noi asta nu contează. Cum poate o societate comercială să nu fie interesată de vânzări? Voi și bani de undeva primis, nu? Deși voi, dar mie îmi pare asta prostioară anunțată, gen. Este o firmă comercială care spune că nu e interesată de vânzări. Dar de ce sunteți interesați voi? De valori. Valori? Da. Și voi ați dat dovadă de valori? Desigur. Distribuind un kilogram de aur, aruncându-l ca așa la oameni? Da, cineva o să interpreteze acest lucru ca un act de, nu știu, de binefacere. Eu tare aș vrea să cred în minuni, în faptul că ar exista business pe valori, pe a face pe cineva fericit, pe a aduce frumos în viața oamenilor. Chiar m-aș, nu știu, aș fi adeptul vostru, aș veni și eu să vă susțin la magazin. Dar însăși ce am văzut, chiar m-am mirat și m-a dus cu gândul, vă spun sincer, trăirile mele, fără niciun fel de, urmează să descoperim mai multe în continuare, dar trăirile mele au fost, cumva parcă m-am întors într-o epocă de piatră, fără supărări, știți? În asociații, atunci când mergea un boier sau cineva foarte avut și cumva vrea să facă binefacere printr-o piață unde sunt mulți, mulți oameni și la noi e cel mai interesant că voi toți sunteți așa într-un loc tare vesel și din chemerul lui sau din punga lui scotea galbeni și arunca așa și toată lumea la picioarele lui cădeau și adunau banii ăștia, mulțimea, da? Asta a fost asociația mea. Hai să vedem momentele când, în care proprietarul magazinului aruncă aceste bijuterii în mulțime. Poate ți se întărește asociația sau poate exact invers. Ca senzație ne întoarcem în perioada medievală sau anterior medievală și, de fapt, dacă ne ducem în psihologie, pentru că până la urmă facem o analiză aici a ceea ce s-a întâmplat și din punct de vedere social și din punct de vedere, da, din alte perspective profesioniste, eu aș putea spune că oamenii nu se schimbă, da, și firea umană a fost și în epoca de piatră și la moment este exact același om. Indiferent de faptul că avem gadgeturi sau avem procese mentale înalte și multe descoperiri și alte chestii, la nivel de instincte noi am rămas aceiași oameni, da, și putem vedea aici reacțiile oamenilor despre care voi spuneați despre mentalitate. Eu sunt aproape sigură că să fi fost într-o altă țară, cum ar fi SUA, Elveția, sau într-o altă țară unde oamenii sunt mai asigurați, comportamentul oamenilor ar fi fost același și lucrul ăsta ne-l demonstrează vânzările de Black Friday, da, pe care le putem găsi pe internet. Este același comportament de animal, pentru că până la urmă noi la bază suntem niște animale cu destul de dezvoltați cognitiv, dar cu reacții de animal. Și vreau să mă mai menționez. Aici comportamentul mulțimii și vorbim despre psihologia asta socială și psihologia mulțimii. Da, atunci când, dacă ar fi fost, poate fiecare din acești oameni separați, separat luați, sunt niște oameni foarte modești, sunt niște oameni foarte atenți, sunt niște oameni foarte inteligenți care nu ar agresa pe cineva. Dar atunci când este mulțimea și observăm chestia asta la concerte, la diferite meeting-uri, la proteste, atunci când este mulțimea, omul își pierde identitatea. El devine un animal comun cu toți restul și începe să se comporte ca toți restul. Și este gata să-i scoată celuilalt ochiul pentru bucățica aia de aur. Sergiu Bănari este patronul magazinului de bijuterii care a organizat evenimentul Contradictoriu. Acum el va intra în platoul nostru și ne va spune care a fost scopul acțiunii, dar și va răspunde criticilor care au venit în val. Sergiu, te așteptăm! Bună seara, Sergiu! Bine ai venit! Peste un kilogram de bijuterii din aur și argint. Și argint. Au fost jumătate la jumătate sau? Au fost 250 ceva din aur și vreo 760. Restul din argint. Din argint, da. Așa. Una la trei.
Și le-ai aruncat în mulțime. Nu, am aruncat în aer. Și cei norocoși au prins. Asta două aer, lucruri diferite. Da, două lucruri foarte diferite, dacă zici tu, așa, te cred. De ce? Asta este o companie de promovare, de atragere a atenției. O companie care a avut, cred că asta e cea mai eficientă companie de promovare din istoria Moldovei. Toată planeta a aflat că noi moldovenii nu numai suntem constructori și bandane, dar avem prima campanie și singură de promovare uzină. Și ai zis că a fost foarte, foarte eficientă. Uite, Vadim este specialist în marketing și avea el mai multe întrebări, de fapt, pentru tine. Păi, sigur, pe mine când cineva spune cel mai sau cel mai comparativ, înseamnă că se compară cu baza la anumite cifre. Pe mine mă interesează cum ați măsurat voi asta și de ce spuneți cea mai eficientă campanie. Adică nu a mai fost în Moldova? Am înțeles. Spre regretul meu, eu nu am timp să stau să citesc comentariile sau să număr, dar am un colectiv a practic 100 de oameni, plus o companie IT din străinătate, care au spus că impactul este peste 40 de milioane de oameni. Noi am acoperit Rusia, Ucraina, Moldova în totalment și România. Ca și vizualizări? Impact, sau vizualizări ca calculate numai prin rețelele de socializare sunt 4 milioane plus. Dar, Sergiu, eu nu sunt specialist în promovare și marketing, dar vreau să te întreb, dar cu ce te ajută urmăritorii din Rusia sau Ucraina, dacă magazinul e în Chișinău? Cel mai mare scopul al nostru a fost România și Moldova și eu cred că noi am obținut. Eu personal am văzut numai azi două grupuri pe Facebook unde sunt peste 160 de vizualizări și 160 de mii. Mi se pare că e foarte ok. Înainte de a continua, haideți să-l cunoaștem mai bine pe Sergiu. Sergiu Banar spune că de mic știe cum să-și câștige proprii bani. În adolescență el a lucrat vânzător la o alimentară pe care au deschis-o părinții lui. Acolo eu stăteam, dacă țineți minte, eu vindeam înghețată cu frigider, stând sub soarele de 30 de grade. Sergiu a încercat și o carieră în politică, dar spune că nu s-a regăsit în acest domeniu. Când am fost încă tânăr, fără copii, eu am crezut în ceea ce facem, după asta am înțeles că nu vreau să fac parte din birocrați. În urmă cu câțiva ani, Sergiu a deschis un atelier de producere a bijuteriilor. El afirmă că afacerea lui se bucură de succes. Absolut, au spus că noi nu suntem adecvați, că în Moldova nu se poate așa ceva, dar noi am spus că se poate. Vreau totuși să înțeleg, ce așteptări ați avut de la acest eveniment și dacă a fost exact așa cum l-ați gândit? Noi am așteptat un pic ca să fie în jur de 1000 de oameni, am fost în jur de 500 de oameni. 500 de oameni acolo? Eu nu știu, eu n-am calculat. Dacă mai puțin, înseamnă că cei care au fost prezenți și au crezut, au fost mai norocoși, au prins mai mult. Asta deja eu mă referem la alte așteptări. Așteptările au fost acoperire. Orice acțiune a fost. Noi am calculat. Are Rusia, un feedback Rusia, sau Ucraina, Moldova și România. Că noi anul viitor trecem cu uzina, trecem prutul spre România. Noi, asta este scopul nostru de dezvoltare. Deci, ca să înțeleg, scopul a fost ca să deveniți cunoscuți ca și brand, și peste hotarele Republicii Moldova. Da. Altceva nu a fost, da? Pentru că întreba mai devreme colegul meu pe fetele, consultantele magazinului, dacă cumva au crescut vânzările după această acțiune sau ceva, da? La care te aștepți după o acțiune a unui agent comercial. Da. A fost și așa ceva? Sau mai mult peste aștepte. Noi deja suntem sunați din diferite țări dacă noi oferim franșiză. Domnul cred că știe, dacă specialist în marketing, ce asta înseamnă. Noi nu suntem încă pregătiți. Abia la sfârșitul anului viitor noi ne pregătim. Important și o legați era, doar de acest eveniment? Deci da. Credeți că asta a fost... Eu nu cred. Ei s-au referit la videouri care au găsit pe rețele, pe știri și așa mai departe. Eu personal, eu am fost contactat din persoanele din Kiev și București. Asta e fapt real. Sigur că vânzările, înțelegeți, nu tot constituie scopul principal, este profit imediat. Asta este problema noastră. Acțiunea noastră este preconizată pentru un efect mult mai lung. Noi am intrat pe piață din regiune. Acum toți moldovenii sunt siguri că uzina există, că există primul brand de bijuterii. El este, asta e deja fapt împlinit. Mai departe, noi mergem pe dezvoltare.
Nu, ceva serios nu se construiește ca să faci dimineața și seara deja o să ai niște rezultate enorme. Asta numai prin anumite chestii semicriminale poți să obții. Sergiu, ceva cât serios? V-a costat evenimentul? Nu, ceea ce mi-a costat eu nu pot să vă spun exact. Pot să vă transmit numai actic, tot a fost făcut absolut oficial. Nu, zic, cât v-a costat? Câte? Bijuteria a zis că peste un kilogram, dar în bani cât a costat? Dacă o să luăm prețul de vânzare, nu, precis nu spun, de la 600 până la 1 milion, 600 de mii până la 1 milion, preț de vânzare. Preț de vânzare. Clar este mult mai mic, că acolo nu introdus magazinul, salariul, impozitele, că nu o să plătim TVA, o să plătim numai că pierderi, o să plătim acolo 18-12%. Dar dacă o să luăm preț de vânzare, tot asta e făcut prin ordin de companie, oficial, ceea ce ne obțibește. Trebuie să înțelegeți un lucru. După trafic de droguri și trafic de ființe umane, sectorul de bijuterii este cel mai criminal în Republica Moldova. Cel mai criminal. 800 de bijuterii de aur și argint gratis. La un moment dat, acele bijuterii au ajuns în stradă și acolo mergeau mașini. Toată lumea era foarte îmbulzită, adică foarte scumătoasă, tot doreau cât mai mult să prindă. Pază pusă în față și au avut și 4 sau 8 oameni infiltrați, după cum declară. Adică e foarte bine, eu știu ce s-a întâmplat. Toți au plecat fericiți de acolo. Toți. Nu s-o cred că fericirea constă că eu să mă târâi pe jos, să strâng când cineva aruncă mine cu bijuterii. Fiecare om cum este, așa și judecă, da. Creați, construiți, plătiți impozite și mai puțin comentați. Noi ducem bine că ținem la moldoveni. Cum țineți voi la moldoveni? Tipa, îi lăsați acolo, îi stârâi unul după altul? Asta era prima, după asta mai urmează. Sunteți capabili să recunoașteți? Să vă luați, de exemplu, vina dacă avea să fie ceva groaznic. Isprava proprietarului unui magazin de bijuterii din Chișinău a ajuns în titlurile știrilor de la noi, dar și în cele de peste hotare. Peste un kilogram de bijuterii din aur și argint. 250 ceva din aur și vreo 760 restul de, din argint. Din argint, da. De ce? Asta este o companie de promovare, de atragere a atenției. Zeci de oameni s-au îmbulzit ca să prindă cercei, coliere, inele și brățări. Noi am susținut, noi am invitat persoanele, am făcut, mă rog, mai cunoscut acest eveniment. Asta era cea mai populară reacție, că în Moldova să fie ceva de genul acesta este ireal, noi nu credem în asta. Am aruncat în aer și presupuneam că, mă rog, cine va sări mai sus, cât mai sus, acela va prinde. Să se împingă, să tragă de ghiozdane, să-și face cât mai multe bijuterii. În doar câteva minute, sacul a fost golit, timp în care oamenii s-au îmbrâncit ca să culeagă cât mai mult metal prețios pe gratis. Noi anul viitor trecem cu uzina, trecem prutul spre România. Noi, asta este scopul nostru de dezvoltare. După trafic de droguri și trafic de ființe umane, sectorul de bijuterii este cel mai criminal în Republica Moldova. Cel mai criminal. Printre cei care au ajuns sub ploaia de aur și argint a fost și Cristina Vâlcu. Tânăra are 18 ani și învață la un colegiu din capitală. Ea spune că a primit întâmplător invitația la evenimentul organizat de magazinul de bijuterii. Dacă s-a ales cu vreo podoabă, aflăm imediat. Cristina a venit astăzi în platoul nostru, haideți să o întâmpinăm. Cristina, bună seara, bine ai venit, e loc, să-i loc pe canapeaua liberă. Spune-ne, te rog, tu cum ai ajuns la acel eveniment? Eu am ajuns la acel eveniment, mergeam pe stradă, pe trotuarul de pe Ștefan cel Mare și o doamnă oferea... Una dintre anunțe... aceste două fete frumoase, nu? Nu, era o domnișoară un pic... Nu, din... Așa. Altă domnișoară era.
și oferea anunțuri fiecărui trecător, adică anunțuri. Fluturași împărțea. Da, da, și da. Ce scria acolo? Și scria că uzina de bijuterii oferă la orele 15:15 minute până la orele 15:45 800 de bijuterii de aur și argint gratis în fața magazinului. Care a fost reacția ta? A fost așa un pic uimire. Nu-mi venea să cred de fapt că o să se ofere, gen, haideți să văd. Dar la ce te-ai gândit? Tu te nu credeai că o să se ofere chiar atâtea? Da, sau chiar ce? Atât de mult în așa timp scurt. Adică mă gândeam că o să ofer la fiecare persoană câte o bijuterie, nu mai mult sau cine știe. Și am așteptat, m-am apropiat de magazin și chiar a fost acest eveniment foarte wow, adică s-au oferit foarte multe brățări. Deja domnul director. Din imaginele video pe care le-am văzut ulterior, așa, se vede că poate nu era chiar o mulțime de oameni, în schimb oamenii se îmbulzeau. Da, tu cum te-ai simțit în acel moment când v-ați trezit cu suploaia de argint și aur? Da, eu am stat un pic la o parte, nu eram între mulțime, adică eu eram puțin mai în spate pentru că mi-era frică să nu mă lovească sau să nu mă murdărească, cine știe, poate să întâmple ceva. Deci rău. Te adică, așteptai că oamenii arunca... Da, mă așteptam pentru că toată lumea era foarte îmbulzită, adică foarte zgomotoasă, tot doreau cât mai mult să prindă. Eu așa am stat un pic mai în spate și am prins. De departe nu am crezut că o să prind pentru că parcă nu ajungea la mine. Cu ce te-ai ales? Cu două brățări de argint. Două brățări de argint. Da, frumoase. Deodată le-am prins. Din aer, așa. Așa. Și după ce le-ai prins pe primele, de ce n-ai mai încercat? Pentru că mă gândeam că sunt unii care nu au prins deloc și de ce să nu lăsăm alții să prindă? Adică ajunge. Puțin și drăguț, adică lasă și altă lume să prindă. Adică Andrei, la astfel de participanți te-ai așteptat, da? Dar nu au fost toți ca Cristina. M-am dat într-o parte pentru că chiar era multă îmbuzeală și să nu se întâmple ceva urât, adică să nu se lovească cineva. La un moment, da, cel puțin din imagini, se vede că lumea chiar a pierdut controlul. Da. La un moment, te-ai speriat? Da, un pic, da. M-am dat într-o parte, am spus că mi-ajunge... Dar ai putut să te dai la o parte, da? Da? Pentru că cei care erau în primele rânduri nu prea au putut să mai facă un pas în stânga, în dreapta. Mm-hmm. Erau chiar în mulțime. Vreau să întreb, iată, da, s-a criticat foarte mult în presă, în internet. Tu fiind acolo pe loc, mi-este interesant să aflu dacă tu ai văzut tot așa că e umilitor și că s-a zvârlit ca la câini. Adică asta, de fapt, cred că este toată întrebarea acestui subiect. Cum te-ai simțit tu? Eu eram foarte emoționată. Adică era un noroc foarte mare pentru mine că eram în fața acelui magazin și s-au oferit aceste brățări pentru că n-aș spune că ca la câini, pentru că n-avea acum alt fel, în alt mod să ofere atâtea brățări. Adică ei au dorit fiecare persoane să o bucure, să-i ofere ceva mai mult. Cine a primit una, cine niciuna, cine mai multe. Și care a fost cel mai norocos, a primit cel mai mult. Adică nu ai văzut așa umilință acolo sau faptul că lumea s-a plecat de pe jos, a luat, s-a împins? Asta e un noroc. Un noroc. Fiecare, da, gestul contează cel mai mult, că la urma urmei nu putea la fiecare să oferi câte o brățară. Trebuie cineva să ia mai mult, cineva. Și am și o întrebare, mulțumesc din suflet pentru răspuns. Domnul Sergiu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, tare tot sunt curioasă, totuși ideea asta, cum v-a venit și dacă v-ați inspirat cumva din PR-ul internațional, că s-au mai făcut... Nu s-au făcut așa acțiuni. Studiați, vă rog. Ați studiat? Nu, da, desigur. Adică dumneavoastră tot copiere... ce ați făcut, ați făcut-o conștient și cu anumite așteptări, corect? Un răspuns foarte clar. Cel care creează un brand, el n-are dreptul pentru copiere. Nicăieri, la nicio ramură. Ori tu creezi ceea ce autohton, ceea ce este a tău și tu promovezi, ori tu deja devii un copiator primitiv. Adică este invenția dumneavoastră, da? Eu așa ceva n-am văzut-o. Eu văd că domnul specialist nu este de acord cu mine, poate că el a văzut. Noi n-am găsit. Domnul Sergiu, eu am văzut acolo securitate, dar am înțeles că nu cumva oamenii se intră în magazin. V-ați gândit să creați, să organizați în așa mod
ca oamenii să nu fie în pericol. Când la un moment dat acele bijuterii au ajuns în stradă și acolo mergeau mașini și era pericol pentru viață. V-ați gândit la așa ceva? Dimineața vineri de 24 decembrie eu am început cu discuții cu poliția, cu poliția de rutieră care este permanent prezență permenească, cu rugăminte să ne asistă în cazul în care va fi prea multă lume și ei au căzut de acord, au dat curs invitației noastre, doi la mână, securitatea privată care ne-a deservit, au primit indicații clare de la mine cu o oră înainte, în caz în care va fi cineva ori atacat, ori bruscat, ori împins, să fie imediat... Haideți să revedem acele imagini, Sergiu, și o să ne spuneți dacă a fost așa cum povestiți. Din câte se pare, eu nu văd cel puțin niciun agent de securitate în spatele oamenilor care cel puțin să-i... Dacă observați foarte bine, imediat după ce cineva a fost împins, s-a revenit la normalitate. Că a fost încă patru agenți... A revenit la normalitate din cauza cui? Ați depus voi un efort ca să revină la normalitate? A fost patru băieți în uniformă și patru băieți infiltrați în mulțime. Spuneți-mi, rog, unde se află ei, dacă îi observați dumneavoastră, Sergiu. Natalia, mă întrebați anumite chestii care eu unde am uși trebuie, cât de aproape, din spate, să aflu pe cine, pe persoane? Deci ne povesteați despre niște măsuri de securitate. Da, eu v-am și vreau spus să vă întreb unde sunt, pentru că cel puțin în imagini nu se văd. Poate dumneavoastră știți mai multe să ne explicați. Eu încă o dată vă spun, fix în aceeași mulțime sunt peste 8 angajații ai noștri și încă 4 agenți infiltrați. Știți ce am vrut să vă întreb? Da. De ce v-am dat anume această întrebare? Că recent, acum o lună, s-a întâmplat ceva groaznic în Statele Unite ale Americii, la un concert de al unui rapper, Travis Scott. A decedat un tânăr de 16 ani și sora lui de 17 ani. Acolo tot era securitate. Și n-au putut asigura acea securitate. Aici noi tot nu vedem. Sunteți capabili să recunoașteți, să vă luați, de exemplu, vina dacă avea să fie ceva groaznic? În primul rând, noi am făcut înștientizare la primăria municipiului Chișinău, unde a avut loc, unde a fost foarte clar scris că noi asumăm plină responsabilitate pentru tot ce va avea loc. Nu că voi fi capabil, noi am fost capabili și am făcut asta. Ați făcut acest, cum spune rusul, hot PR, da? Adică această acțiune de PR pentru succesul maxim sau cum? Adică v-ați gândit că este ceva scandalagios și ar putea să provoace multe discuții? Intenționat ați făcut-o sau nu? A fost asta planificat în partea sau nu? Adică da, desigur. Eu sigur că v-ați așteptat, ați făcut câțiva pași înainte, v-ați gândit? Da, a fost gândit și eu nu recunosc, eu asta spun deschis. Că asta acțiune de PR, orice PR are un scop anumit. De ce să ne ascundem după deget, să mințim unul la altul? Eu am spus foarte clar, eu consider că noi... Haideți vă dau ceva ce nu spune foarte... Asta nu e laudă. Noi, vineri dimineață, sociologii noștri au spus că noi avem maxim 0,15% popularitate în țară. Oamenii noștri nu credea că în Moldova poate fi deschis uzina. Oriunde noi credem, în ucrainieni, în ruși, în turci, în români, numai nu în Moldova. Spuneți-mi, vă rog, dacă au mai existat și alte idei. Dacă v-ați gândit să vă promovați în alt fel decât așa. Desigur. Noi vrem să fim... Și de ce atunci a câștigat această idee? Asta era prima, după asta mai urmează. Așteptați, noi în la fel de vor fi la fel de contradictorii și vom vedea, Natalia. Scandaloase, să zic. Vom trăi și vom vedea. Pe mine mă deranjează mult valorile care le declară brandul și compania. Ei vin cu intenții bune, ei vin cu responsabilitate socială, ei vin cu
zâmbetul pe fața clienților și nu vânzări. Oaspeților, dar noi nu avem clienți. Nu contează. Nu miți cum vreți, asta e pentru voi. Atitudine față de oameni intern. Contează. Pe de altă parte, ei fac așa o chestie în care dau dovadă vapșe de lipsă de responsabilitate socială. Ei, pe de o parte, fetele spun că nu s-au așteptat la așa efect. Pe de altă parte, au pază pusă în față și au avut și 4 sau 8 oameni infiltrați, după cum declară. Adică e foarte bine, eu știu ce s-a întâmplat. Și mie nu-mi place diferența între ceea ce vrea să comunice domnul și între ceea ce face de fapt. Pentru că el așa vine și tot spune că oamenii nu știu că noi ducem bine, că ținem la moldoveni. Cum țineți voi la moldoveni? Tipa, îi lăsați acolo, îi stârâi unul după altul pentru aur sau ce? Așa țineți, gen? Lăsați-mă! Imaginele de la acțiunea magazinului de bijuterii au devenit virale pe rețelele de socializare. Mulți dintre internauți s-au bucurat pentru cei care s-au ales cu bijuterii, iar alții au criticat dur evenimentul. Haideți să vedem de ce părere este următoarea noastră invitată, care a participat activ la discuții pe internet. Veronica Rusu are 48 de ani, este casnică și crește 3 copii. Să o salutăm! Veronica, bună seara, bine ați venit! Seara. Vă rog să luați loc acolo lângă Cristina. Veronica, da. Să ne spuneți și dumneavoastră, cum vi s-a părut ideea lui Sergiu? Chiar deloc frumoasă, chiar deloc bună. Asta e punctul meu de vedere. Modul în care anume a ieșit cu gestul acesta frumos, care spune dumnealui, aruncând bijuteriile în mulțime și tot strându-se și îmbuzindu-se după care primul să dovedească să ia, de exemplu, acolo, mai știu eu, inel, brățară sau... Uitați-vă, lângă dumneavoastră stă Cristina, da, care a participat la această acțiune și e foarte bucuroasă, ne-a povestit, da, că a prins 2 brățări din argint și cumva ne-a dat de înțeles că ea nu s-a simțit umilită. Dumneavoastră, ce vă deranjează anume? Bine, domnul Sergiu a putut cumva, eu știu, să facă oricare concurs sau mai știu eu. Poate în mulțime era cineva omageat sau poate erau perechi care recent vrea să căsătorească, s-a făcut un cadou, de exemplu. Asta e părerea mea, în orice caz. Cristina a dovedit, a luat 2 brățări, altul care de lângă Cristina n-a reușit să ia nimic. Adică... Și toți au plecat fericiți de acolo. Toți. Eu nu socot că fericirea constă în bijuteriile. Noi nu vorbim de fericire, de pe drum, ceva strânsă general. De jos, asta nu socot că asta e fericire. Dacă dumneavoastră socoteți că fericirea e în... Bine, Cristina încă e tânără. Pe mine, cu sincer, la anii mei, eu nu socot că fericirea constă că eu să mă târâi pe jos, să strâng când cineva aruncă mine cu bijuterii de aur. Veronica, sau... le-ați spus colegilor mei înainte de asta că mai bine Sergiu cheltuia altfel banii, da, pe care i-a investit în această acțiune. Eu bănuiesc că dacă merge vorba cum ar despre fi, mai mulți cum bani, ar fi mai bine? Mă rog, nu socot banul dumneavoastră nici într-un caz. Dar pur și simplu am auzit în video, cum a comentat la urmă doamnă care filma, că adică merge aia vorba despre un kilogram de aur, argint împreună, eu nu știu. Și adică eu mă gândeam că banii aceștia care, de exemplu, s-au aruncat afară, să fie transformat în lei, de exemplu, s-a făcut dumnealui o binefacere la Institutul Oncologic, unde, de exemplu, bravo, sunt copilași care poate fiecare minut, fiecare secundă au nevoie de o operație sau o intervenție. Da, sau Sergiu, chiar vă rog să în primul rând vă mulțumesc pentru valorile și vreau să vă probez în premieră. Din ianuarie, uzina de bijuterii lansează fondație de binefacere. De la fiecare gram de aur și argint procurat, noi vom dona bani automat în această fundație pentru copii cu cancer și cu alte maladii. Și asta va fi, cât eu trăiesc, atâta va fi finanțată această fundație. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc și așa mult. cum ne-ați spus aici, ați monitorizat știrile, da, traficul, așa cum știrile, ați zis, da, și știrile. Comentariile pe internet, nu? Nu contează. Eu, ca să iau în calcul un comentariu, vreau să știu cine este omul respectiv. Cine el este? Ce el reprezintă? Noi le-am citit, nu pe toate, bineînțeles, pentru că, așa cum am zis, a fost un val. Și acum haideți să vedem câteva dintre acestea. Atenție!
ca la câini. Cei care stau în grămada asta au ceva demnitate în ei. Le place unora care au bani să-i trateze pe alții ca pe niște animale. Ca la robi, cum pe vreme aruncau aurul. Atenție, cadouri, emoții frumoase trebuie tuturor. Chiar e strașnic, nici la câine nu se mai aruncă, dar se pune în strachină. Această reclamă îmi trezește dezgust. Fiecare procedează cu banii cum vrea. Nimeni nu vă încurcă să arătați un exemplu. Eu pot spune una, să nu iubești într-atât oamenii, să-i iai în calitate de animăluțe, să arăți degradarea națiunii? Sergiu, au fost mulți oameni. N-am stat noi să alegem chiar cele mai proaste comentarii, vă dați seama. Ce vreau să vă întreb pe finalul acestei emisiuni? Ce le-ați răspunde tuturor acestor oameni? Foarte simplu. Creați, construiți, plătiți impozite și mai puțin comentați. Părerile care se diferențiază, da, sunt fiecare om cum este, așa și judecă, da, dacă este mai pozitiv, vede ceva, wow, foarte drăguț, ce drăguț, altcineva critică, fiecare cum este. Despre domnul Sergiu și despre toată campania asta, da, este plauzibilă, părerea mea, deja cât de mult timp se va dezvolta sau veți avea rezultatul pe mult timp, fiindcă noi știm că scandalul este foarte aprins acum, în timp deja depinde de dumneavoastră. În rest, succes și să mai dăruiți și la artiști. Sigur ați atins scopul propus. Deja și reacțiile negative la fel sunt reacții și sunt reacții cu impact mai profund și mai de lungă durată. Dar pentru oameni și pentru cei care ne privesc, să fie atenți la alegerile lor și dacă au ales să se ducă în fața unui magazin și să fie aruncat în sus sau în ei sau oriunde în altă parte să se lupte pentru ceva, să-și asume și să fie fericiți cu ce s-au asumat. Mulțumim, aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să iubiți pe cei dragi mereu alături.